Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Din Sfânta Evanghelie a sărbătorii de astăzi de la Matei, capitolul 16, versetul 16. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacuvioase Părinte Stareț, Preacuvioși și Preacucernici Părinți, Domnule Președinte al Consiliului Județean, Domnule Primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cu prilejul acestei mari bucurii, când Dumnezeu ne-a îngăduit să fim încă o dată împreună la hramul mănăstirii Sfântul Petru și Pavel, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: viață creștină mărturisitoare. Ați auzit Evanghelia? Domnul Iisus Hristos cu ucenicii săi era prin Cezareea lui Filip. Și a întrebat Domnul Hristos: cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești un profet. Dar voi cine ziceți că sunt eu? Și răspunde Petru inspirat, în numele și acelorlalți apostoli: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. A făcut o mărturisire puternică în dumnezeirea Domnului Hristos. Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Și Domnul îi răspunde atât de frumos și încurajator: și eu zic ție că tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor birui. Și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat și în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat și în ceruri. Petru a făcut o mărturisire puternică. Și învățăm noi astăzi, la praznicul mănăstirii, că și noi trebuie să avem o viață creștină mărturisitoare. Prin viața noastră să-L mărturisim pe Domnul Hristos, așa cum a făcut-o Petru cu cuvântul: Tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Viață creștină mărturisitoare. Cei doi corifei ai apostolilor au avut o viață creștină mărturisitoare, l-au mărturisit pe Domnul Hristos prin viața lor și prin moartea lor. Frățiile voastre, rezumativ, știți care a fost viața celor doi. Sfântul Petru era din Betsaida, cetatea aceasta situată la nordul Mării Galilei. Mare iubită de Domnul Iisus Hristos. Și de acolo și-a ales ucenicii. Pentru că, ne spune Evanghelistul Matei, la un moment dat i-a văzut pe Petru și pe Andrei în corabie, pescuind dimpreună cu tatăl lor, cei doi erau fați, Petru și Andrei, cu tatăl lor, Iona, și le-a zis: veniți după mine! Și au mers după Domnul Hristos: veniți după mine și vă voi face pe voi pescari de oameni. Nu vă dau toate amănuntile legate de viața Sfântului Petru. El a fost cel mai în vârstă dintre apostoli, unul dintre cei doi corifei al apostolilor. L-a urmat pe Domnul Iisus Hristos
în tot timpul misiunii sale. Sigur că a avut și un moment de șovăială, trist moment, când Domnul Iisus Hristos era în fața Sinedriului și o slujnică ieșind afară, i-a zis lui Petru, și tu ești dintre ucenicii lui. Nu, nu-l cunosc pe omul acesta, de 3 ori s-a lepădat și groaznic i-a părut de rău. Știm că Petru, pentru lucrul acesta, a plâns o viață întreagă. Și după învierea Domnului Hristos din morți, când tot pe lângă Marea Galilei se plimbau, Domnul Hristos de 3 ori l-a întrebat, mă iubești tu, Petru, pe mine? Și Petru i-a spus din tot sufletul, da, Doamne, știi că te iubesc? L-a reabilitat pe Petru în demnitatea lui de apostol, de corifeu al apostolilor. După ce Domnul Hristos s-a înălțat la cer, Sfântul Petru a propovăduit acolo, în Asia Mică. A propovăduit și în Babilon. Și a ajuns Sfântul Petru până la Roma. Și în 29 iunie, anul 67 după Hristos, a fost omorât, răstignindu-l pe o cruce cu capul în jos, pe dealul Vaticanului, unde este acum Catedrala Sfântul Petru din Roma. Se spune în romanul acela pe care cred că toți l-ați citit, Quo Vadis Domine, se spune că ceva mai înainte de a fi răstignit, Sfântul Petru dorea să iasă din Roma și să fugă și se întâlnește cu Domnul Hristos și îi zice uimit, Doamne, unde mergi? Quo Vadis Domine, unde mergi, Doamne? Mă duc la Roma să mă răstignesc a doua oară, că tu fugi! Și s-a întors și a fost răstignit Petru pe o cruce cu capul în jos, acolo pe dealul Vaticanului. Sfântul Pavel era din Tarsul Ciliciei, om învățat, ucenicul lui Gamaliel, fariseu, râvnitor pentru legea evreiască. În primă fază i-a prigonit pe creștini, a primit scrisori de încredințare de la mai mari preoților să meargă nu numai în Ierusalim, să meargă în Damasc și pe cei ce sunt creștini în Damasc să-i prindă și să-i aducă la chinuri. Și pe drumul înspre Damasc l-a chemat Domnul Iisus Hristos, a văzut lumina cea mare, mare, orbitoare și l-a auzit pe Domnul Hristos, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? Eu sunt Hristos pe care tu îl prigonești. Îți vine greu să dai cu piciorul într-o țepușă. Și s-a convertit Pavel și a ajuns ceea ce știm că este pentru biserica creștină. A intrat în Damasc, l-a botezat Anania și după aceea s-a retras o vreme în Arabia și apoi a făcut drumurile lui misionare pe tot globul, și prin Grecia, și prin Macedonia, și în alte multe locuri. Dacă Sfântul Petru a scris 2 epistole, el a scris 14 epistole. Dar și el a fost ucis tot pe 29 iunie anul 67. Era la Roma împărat Nero, acest împărat tiran. Sfântul Pavel, fiind cetățean roman, n-a fost răstignit, ci i s-a tăiat capul cu sabia. Și în felul acesta și Sfântul Petru și Sfântul Pavel l-au mărturisit pe Domnul Iisus Hristos cu viața lor.
Și am zis că noi învățăm astăzi la praznicul Sfinților Apostol Petru și Pavel că trebuie să-L mărturisim pe Domnul Iisus Hristos cu viața noastră. Cuvintele pe care ei le-au scris și pe care le avem la îndemână în Sfânta Scriptură. Și vă îndemn ca de altă dată să nu treacă zi în care să nu citiți măcar un capitol din Sfânta Scriptură. Deci cuvintele lor sunt minunate. Și ei ne învață cum viața noastră îl poate mărturisi pe Domnul Iisus Hristos. Vă voi da câte un exemplu extraordinar și de la unul și de la altul. Auziți-l pe Sfântul Petru ce zice? În a doua epistolă sobornicească, în primul capitol, începând cu versetul 4. Dumnezeu, prin Hristos, ne-a hrăzit mari și prețioase făgăduințe, ca prin ele să vă faceți părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume. Și acum sfaturile, auziți. Pentru aceasta, puneți și din partea voastră toată sârguința și adăugați la credința voastră fapta bună. Auziți? Adăugați la credința voastră fapta bună. Iar la fapta bună, cunoștința. La cunoștință, înfrânarea. La înfrânare, răbdarea. La răbdare, evlavia. La evlavie, iubirea frățească. Iar la iubirea frățească, dragostea. Căci dacă aceste lucruri sunt în voi și tot sporesc, ele nu vă vor lăsa nici trândavi, nici fără roade în cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Punctează aici Sfântul Petru 7 trepte pe care pășind, efectiv ajungem să ne unim cu Domnul Iisus Hristos. Le pomenesc doar. Nu e timp ca să le detaliez. Totul începe cu credința. Fără credință, niciun demers religios nu-i posibil. Totul începe cu credința în Dumnezeu, prima treaptă. A doua treaptă, frica de Dumnezeu. Cine crede în Dumnezeu are frică de Dumnezeu. A treia treaptă, pocăința sinceră. Nu schimbarea confesiunii, pocăința sinceră. Ce înseamnă pocăință? Întoarcere de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Aceasta e pocăința, nu schimbarea confesiunii. Deci credință în Dumnezeu, frică de Dumnezeu, pocăință sinceră, care presupune și o bună spovedanie, ca apoi să ne putem împărtăși cu sufletul curat. A patra treaptă, înfrânarea. Zice în alt loc, tot Sfântul Petru, din care am citat, că după ce ne-am întors la Dumnezeu, să nu mai bătătorim aceeași cale a păcatului, pentru că atunci ne asemănăm cu porcul, care spălat fiind să aruncă din nou în mocirlă. Deci a patra treaptă, după ce ne-am îndreptat picioarele pe calea cea bună, ne-am spovedit bine, este înfrânarea, să ne înfrânăm de la păcate. A cincea treaptă este răbdarea. Nu s-a pomenit vreodată să fie vreun creștin care să dorească să ducă viață frumoasă, să n-aibă ispite și trebuie să aibă răbdare. Ispitele-i vin de la firea lui slabă, de la oamenii ceilalți, și de-a dreptul de la diavolul, din aceste trei părți vin ispitele. Deci, înfrânarea. Înfrânarea a cincea treaptă. Răbdare. Răbdarea a cincea treaptă. După înfrânarea care e a patra, a cincea treaptă, răbdarea, răbdarea. Și în focul răbdării apare la orizontul vieții noastre lumina lui Hristos. Ne apropiem de treapta a șaptea, care este unirea cu Hristos. De aceste trepte ne pomenește Sfântul Pavel
în a doua epistolă, în primul capitol, Sfântul Petru, în a doua epistolă, în capitolul întâi. O colecție foarte frumoasă pe care o avem noi creștinii la îndemână este colecția filocalică, alcătuită din 12 volume pe care le-a tâlcuit Părintele Dumitru Stăniloae. Și în introducerea la filocalie, academicianul Virgil Cândea se folosește tocmai de citatul acesta din Sfântul Petru: să ne facem părtași dumnezeiești firi, scăpând de stricăciunea poftei celei din lume, să ne unim cu Hristos, să rămânem cu Hristos. Pentru că voi trece la Sfântul Pavel, în epistola către Galateni, el ne spune textual, în capitolul 2, versetul 20, m-am răstignit împreună cu Hristos și nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Deci dacă facem aceste 7 trepte, răstignindu-ne cu Hristos, nu mai trăim noi, ci Hristos trăiește în noi. Acum, am zis că rezumatul predicii noastre de astăzi se intitulează Viață creștină mărturisitoare pentru Hristos. L-am auzit pe Sfântul Petru, dar l-auzim și pe Sfântul Pavel. Viața creștinească nu e o teorie. Zice Sfântul Pavel că viața creștină presupune o dragoste adevărată. Și dragostea adevărată față de Dumnezeu și față de oameni se caracterizează prin niște trăsături, nu e o teorie. Și în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 13, Sfântul Pavel înaltă un adevărat imn dragostei creștine. Până mai anii trecuți, unii dintre noi l-am cunoscut foarte bine pe episcopul Ioan al Oradiei. Dumnezeu să-l odihnească. El a lăsat cu limbă de moarte că atunci când va pleca dincolo să îi se cânte acest capitol 13 din prima epistolă către Corinteni. De ce? Pentru că aici sunt subliniate trăsăturile dragostei creștine, trăsăturile unei vieți creștine mărturisitoare pentru Hristos. Și auziți ce zice Sfântul Pavel: de a-și grăi în limbile oamenilor și ale îngerilor, iar dragoste nu am, făcut-o m-am aramă sunătoare și chimbal răsunător. Și de a-și avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște și orice știință și ce-aș avea credință încât să muși munții, iar dragoste nu am, nimic nu sunt. Și de-aș împărți toată avuția mea și de-aș da trupul meu ca să fie ars, iar dragoste nu am, nimic nu-mi folosește. Și acum subliniază: dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă, nu se trufește, dragostea nu se poartă cu necuvință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Așa că corifeii apostolilor Petru și Pavel ne învață cum să ducem noi o viață creștină mărturisitoare pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Slujba de astăzi, nu vă voi citi toate slujbele care se fac astăzi, dar vă citesc o cântare de la Stihoavna, de la Vecernie, tare frumoasă. Pe luminătorii cei mari ai bisericii, pe Petru și pe Pavel să-i lăudă, că mai mult decât soarele au strălucit întru tăria credinței. Și pe păgâni,
cu razele propovăduirii, din necunoștință i-au adus la dumnezeiasca cunoștință. Pe unul pentru că pe cruce, pironindu-se la cer, călătorie a făcut, unde cheile împărăției de la Hristos a luat, iar pe altul pentru că sabia, cu sabia fiind tăiat, la Mântuitorul a mers. După vrednicie, să-i fericim, să-i fericim, pentru că ne-a învățat pe noi să ducem o viață creștină mărturisitoare. Sfântul Antimi Vireanu, cel ce a zidit mănăstirea Antim din București și a fost mitropolit al Țării Românești și a fost ucis de către turci. Sfântul Antimi Vireanu, la sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, are o predică tare faină. Și s-a inspirat predica din versetul 16 din primul capitol de la Facere. Și citim acolo că atunci când Dumnezeu crea lumea, a făcut Dumnezeu cei doi luminători mari. Luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei și luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopții. Și zice Sfântul Antimi Vireanu că cei doi corifei ai apostolilor sunt luminătorii pe cerul credinței creștine. Și Sfântul Petru și Sfântul Pavel. Iar predicatorul neîntrecut în lumea creștină, Sfântul Ioan Gură de Aur, și el predicând în această zi a Sfinților Apostol Petru și Pavel, iată ce spune. Pavel și Petru, cei împreună înjugați la jugul bisericii, auziți? Înjugați la jugul bisericii. Cu ce bun câștig ați dobândit lumea? Cei ce crucea lui Hristos a purtat-o în loc de jug, iar în loc de călăuză, pe Mântuitorul a purtat și în loc de povară, cele două așezăminte ale Scripturilor, Vechiul și Noul Testament. Iar în loc de îmboldire, darul Sfântului Duh l-ați avut. Aceștia au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel, care ne învață pe noi să avem o viață creștină mărturisitoare pentru Domnul nostru Iisus Hristos. Și voi încheia, oarecum rezumând îndemnul pe care ne-l facem nouă tuturor să avem o viață mărturisitoare pentru Domnul Hristos, voi încheia tocmai cu o cântare de multe ori repetată la această sărbătoare, cu troparul, cu troparul praznicului. Cei ce sunteți între apostoli, mai întâi pe scaun șezător și lumii învățători, stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. Amin.